În uh, condiții normale, aceste mere ar fi trebuit să fie duble ca mărime, ca diametru și ca atare și greutatea pe care ar fi trebuit să o recoltez după un pom ar fi fost dublă. Exact ceea ce vă spuneam înainte. Ele sunt, într-adevăr, au dulceață, au zahăr acumulat, dar nu au mărimea care să-ți asigure un profit cât de mic. În această plantație din satul Dârvani, în 4 din cele 8 hectare de măr, nu a crescut nici măcar un fruct, florile fiind distruse complet de frigul din primăvară. au urmat apoi seceta, din cauza căreia fructele rămase nu au mai crescut și au fost afectate de boli. Dacă în anii trecuți abia începea culesul, acum strânsul recoltă este deja finalizat. Proprietarul spune că nu are nicio șansă să-și scoate investiția, chiar dacă prețul este ușor mai mare din cauza lipsei de producție. Anii trecuți aveam o producție situată în jurul a 40 de tone, 35-45 de tone pe hectar. Anul ăsta nu am sărit de 10 tone pe hectar, în condițiile în care și calitatea fructelor a fost destul de slabă. Fructe mici, afectate de dăunători și de boli, slabă. Din cauza faptului că nu au fost atât de multe mere pe piața anul ăsta, prețurile au crescut, cumva a ajuns la 2,2-2,3 lei pe, pe kilogram de, de măr vândut în condiții de amănunt. Mergem și într-un depozit frigorific din comuna Salcia, care anul trecut, pe vremea aceasta, era plin de mere proaspete și gustoase. De la o producție de 60 de tone anul trecut, proprietarii spun că acum au sub 10 tone și doar faptul că au vândut fructele de vară le-a mai echilibrat pierderile. Merele au început să cadă, temperaturile au fost mari și am, am înțeles că este problemă generală peste tot. Asta Nici azi... nu le terminați să le anul trecut? Nu, și nu, acum? Da, și acum... Deja le-am cules. Da, le cules. După cum se vede, ne-a afectat temperaturile, degeaba le-am dat noi apă jos, dacă temperaturile de 40 de grade au rămas mițitele, nu s-au dezvoltat ca lumea. Nu toate soiurile Golden, a fost mai cel și Iona Goldu, dar majoritatea au rămas mai mici. Pentru că producția de mere a fost afectată la nivelul întregii țări, cu cât înaintăm în sezonul rece, prețurile ar putea crește, cred producătorii români, care susțin că anul acesta vor mânca și mai multe mere din import.